am avut două chestii în alea, super stufoase, mult mai stufoase, cu beculețe și fundițe de Crăciun în ele și am lăsat până azi. Și nu le-aș fi dat jos, că eu încă simt că e așa vibe de Crăciun, all cool. Știi ce zic? Nice! Da, dar vezi că în două luni vine Paștele! Yay! Într-o lună vine. Într-o lună? Ah, ok. Hei, eu sunt Jang, este Weed. Noi suntem 2-0! Yeah! Yeah! Și dacă mai țineți minte, dacă cuiva îi pasă, data trecută am ajuns fix în locul ăsta și eram fata, acum suntem băiat, că... Că în 2021 curând... tot e posibil. Atât am vrut să da, zic, scuză-mă. Atât am vrut să zic și eu, am vrut să ilustrez chestia asta. Și pe lângă asta, atunci jucam pe consola Weed, pe Switch-ul Weed. Iar acum mi-a luat și eu, mi-a luat Pokémon. Gata, mă. Și o să încerc să-l joc mai mult acum. Și vedem dacă facem și mai multe episoade. Tu ce spui, Weed? Îți place? Am început să mă uit la Pokémon. Asta vreau să zic, avându-ne în vedere noile alineate... nu, noile tale... Cum se numesc, mă, alea? Nu intenții, noile tale aspirații. Plăceri? Da, ceva de genul plăceri, noile tale... bla, bla, bla. Înțelegi tu ce vreau să zic? Noi tale afinități? Așa. Ceva de genul ăla, în direcția aia e bine. Mai căutăm. Da, da. Așa? S-ar putea să mai facem episoade cu Pokémon, pentru că dacă te-ai apucat să te uiți la Pokémon, sigur o să ai febra Pokémonului. Da, și o altă diferență e că mi l-am luat pe... Mi-am luat pe... Imediat... Pe... Scorbunny! Vreau să-i zic Scorbut. Știi că ți-am zis la începutul... Da, da, Scorbură. Scorbut. Dar i-am lăsat numele așa, că m-am grăbit, am dat next, next, next. Așa, am vrut să ajung din nou unde am rămas data trecută, știi? Dar ea e mama mea. Mult prea hat. Mult prea hat pentru o mamă. Câți ai nu-i dai? Hai să fim serioși acum. Bă, suntem între băieți. Îi dau 15 ani, mama mea. Mamă, eu în primul rând zici că am o baterie Duracell în spate, vezi? Dar nu, este găzdanul lui taică-miu sau lui bunică-miu. Și astăzi mai fac room tour-ul. Am un poster cu Eevee. Am pat cu Pokémon și am... Prea multe Pokémon în cameră. Am Pokémon pe pereți, Pokémon pe jos, Pokémon pe sus, Pokémon pe... Da, ceasul e Pokémon, televizorul e Pokémon. Două Pokémon în pantaloni? Unde mai... Uite, bă, Switch-ul primul ăla, varianta aia gri. Destul de cool, da. Un yo-yo. Ăla am eu. De când am mai pus mâna pe un yo-yo, Weed, sincer? Eu uite-l, pe masă aici. Eu am yo-yo aici, luat din Jumbo, pe birou lângă mine. E, na? Mai joc el din când în când. Chiar ai, mamă, vorbeam despre asta, acum am vorbit despre asta și tu ai yo-yo? What? Da, am yo-yo lângă mine, pe birou. Poți. Cred că eram cu tine în Jumbo când l-am luat? No. Yo-yo. Așa, țin minte. De fiecare dată când am mers eu tot nu ți-a luat nimic. Ba da, știi... Ba da, mi-am luat. Mi-am luat de Crăciun cel puțin, what the heck? Ha. Yo-yo. Și, fraier, și mi-a zis tipa aia de la casă că... Beteala asta e udă, știați? Și nu știam ce să-i zic. Da, știu, și... Mie mi-a spus tipa aia de la casă că este udă datorită mie. Beteala, da. Makes all the sense in the world, da. Bravo, bravo. Da, dacă asta înțelegi. Uite o Pokémon acolo în câmp, uite o Pokémon pe casă, uite. Mi-am luat beteală pentru Brad că nu avem nimic. Mi-am luat tubul ăla mare cu globuri și cu beteală roșie. Adu-ți aminte, mă, că n-ești de atât de bătrân pe cât crezi tu. Au făcut zid, uite, protest. Ba, da, ești bătrân. Deja ai trecut la alt subiect. Păi sunt, pentru că eu trebuie să vorbim și ce se întâmplă aici. Nu mă lasă într-un oraș. Normal. Ah, frec. Așa erau, aia sunt jandarmi. Ce vreau să zic, eu am spus la revederile lui mama mea că plec în drumeție, gata, mă duc să devin mare antrenor Pokémon. Ei și... M-a luat la bătaie un... Prins. Oh, nu! E un Scoviet. E din Scoviet, Rusia, știi? Du-te, Scorbunny! Niet! O să te atac. Fatality. La cucu gol ai zis? Nu, o să te atac cu colivă. Hai să-i dau întâi growl-ul ca să-i lower atacul sau ce face asta, defense-ul. Fun fact of the day, urăsc coliva, tu? Bă, mie îmi super place coliva. Mă dor, e făcută dud, are orez, are miere, are... Da, doar că nu este orez, dar mă rog. De ce? Este... Cum se zice? E orez, dud, e orez de la spart. Bob cu Bob, spart. Nu e orez, mă! Coliva nu se face din orez, what the heck. Se numește altfel. Dar nu-mi vine numele acum, dar nu se face din orez. Oricum, îmi place că e mâncarea preferată a Pokémonilor.
ei mănâncă mereu colivă că le mor mereu prieteni, știi? Da, nu știu. Colivă, când aud colivă și văd colivă, în mintea mea vine un stol de babe așa. Nu pot, mă, nu pot. Crede-mă. Un stol sau un cârd? Un cârd, o haită, ce vrei tu, în ce se... Cred că un cârd se zice la ciori, un stol se zice la berze. Un stol de berze, un cârd de ciori, nu? Păi și babele ce sunt? Babele sunt ciori. Uite-o, pochiminge, pot să o iau de pe jos? Ba da, am pot. You found a potion. E poțiune. Nice. E bombiță. Mă enervează puțin că nu pot să fug normal fără să mă... Ba da, uite, văd că am putut. Știi ce se zice bombiță? La sticlele alea de Neumark, Neumark, cum se numește, berea da, aia știu. Măruie, știi? Cred că am auzit pe cineva cerând o bombiță la magazin. O, m-a atacat un Rookidi! Bacaba! Bacaba! Du-te, Scorbani, ești singura mea șansă, e singurul meu Pokémon. Bacalbașa. Ah, am uitat să dau mai încet în cască și o să te auzi. Cel puțin prima parte a videoului o să te auzi. Dat... Foarte urât din partea ta. Gata, te-am dat la fix acum. Îl batem pe bufniță? Ah, da, am quick attack. Nu vezi că batem, ce? Hai să dăm un quick attack. Ce? Vedem, faza e că... Wow, cât de efectiv a fost. Ah, nu, a fost critical hit. Ah, știi că sunt aici... Se enervează. Uite, mi-a scos defense, vezi? Trebuie să urmezi tu și la revedere. Mai încolo cel puțin, trebuie să știe tipurile Pokémonilor aici. Hai să-mi dau un quick attack și am terminat. De exemplu, la un tip de un Pokémon de telechinezie, de exemplu. Da. Este foarte cum se numește? Weak. Este foarte slab pe ce? Este foarte vulnerabil, slab, vulnerabil împotriva atacurilor Pokémonilor de fantomă. Există Pokémon fantomă. Ghost. Și poți să-mi, dacă mi-explici și de ce, ești cel mai tare. Dacă nu... Păi, că zic imediat de ce. Că, logic, o luăm logic, cum cred eu, Pokémonii cu telechinezie, cum e Abracadabra, etc. și Alakazam, și mai mulți alții, da. Păi ce știu eu că sunt original, ei cumva controlează materia și pot să îndoaie linguri, îndoaie șirea spinării la oameni. Și fantomele ce? Și fiind fantome, nu au o cărniță, n-au ce să îndoaie, că sunt fugazi. Fugazi de la... da, fugazi și... metan. Quick attack. De fapt, trebuie să-i dau foc, ah! Sigur, asta era... cum se numește, mă, vulnerabilă la foc. Mereu am creierul prăjit. Da, văd, ai avut foarte multe... Ăsta... Am văzut că este la modă să faci... Să zici mult. Când ai un podcast, tu zici... Da, și... Am avut o scordie. Da, dar nu atât de mult cum zici tu. Da, mă, știu. Nu-l face mai inteligent podcastul, știi? Păi nu, acum chiar nu era dovadă de inteligență, că era lipsă de inteligență. Facem, cum se zice, bă, uite, Charizardul ăsta este la 1, un campion, fratele lui prietenul meu care e și rival în același timp. Charizardul ăsta e și Polo X, o are cineva. Și la Polo X. Și la început am văzut o formă super avansată a lui Charizard pe care a făcut-o și vreau să ajung și eu acolo, știi? Este... Mega image Charizard. De bă, o să ajungi acolo, crede-mă. Ăsta e champion? Sper să ajung, cred că în 200 ori ajung. Nu e champion ăsta. Unde e championul? Poate în casa asta. Și toți erau afară. The champion is here. Uite un scoviet. Cică, bună ziua, doamnă. Și cu două degete așa. O să-i dau o palmă în fund. Două degete în fund, ai zis? Ce fac aici? Am intrat în casa la o doamnă degeaba. Dar ce micuț e casa exact ca a mea, știi? Trebuie să zic o chestie de care probabil uite. Nu știi. Asta e. Noi n-am făcut sincronul audio, dar... Aha. Simțeai cumva că îți lipsește ceva? Simțeam. A venit și Charizard. Well done, you reached the goal. Să știți că ați uitat să hai să facem sincron acum. Sincronul audio. Fii atent, facem acum sincronul, gen când editezi. Uite aici sincronul. Eu zic 1, 2, 3, uite și tu 4, 5, 6, da? Da. Cam ăsta e tempo. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ai zis mai prost. Da, este în același tempo. Te-ai liniștit.
O să zic fire, și scândură, 3, scândură, știi? 4, scândură, 5, scândură, 6. Scândură 5, scândură 6. Asta e un centru Pokémon? Aici o să vin să-mi iau niște materiale pentru drum. Da, știi că da. Dacă de la 10 ani tu îți alegi primul Pokémon, ai de ales între 3, știi? Și mi l-am ales pe scorbut ăla. Ce vrei, mă? Recomandă-mi, te rog frumos, un afrodiziac pentru Pokémon. Uite, ăsta ți-l recomand. Cine mă ăsta? Vreau să-mi zică nume. Acesta este un... Drujbă. What is it today? Oh, wow, o față nouă. Și o fată nouă în același timp. Este Misty. Guys. De repede o notă până prea târziu. 7,5. Eu îi dau un mare 9, 10. Tu ești și bolnav. Iamper o cheamă. Poți să-l cheamă Leon. În sensul bun, știi? Iamper. And that's his trainer, Sonia. Deci ăla de jos e Iamper și aia e Sonia. Am înțeles. Așa, da. I-am spus ei Iamper. What can I say about Sonia? Well, I like the way she cooks, of course, because she's a woman. Sexist. Feminism. Sexist. Bravo. Sexist. She makes food you can gobble down in a flash. Gobble. Bă, weed este destul de... Nu e așa weed că ești destul de pasionat în ale mâncării. Știi drumul în bucătărie tu. Că mă descurc să fac chestii bune, da. Da. Și chiar tu urmărești foarte multe canale de YouTube. Nu neapărat în ultima vreme. Ba da, așa mi-ai zis. Stai puțin, mă uit la oameni, dar nu care fac chestii. Mă uit la oameni care mănâncă. Uite, de exemplu Mark Williams. E un canal în care tipul ăla călătorește peste tot prin lume și mănâncă tot felul de mâncăruri. Dar eu nu mă uit la cum se fac. Așa, dar îți place ceva la să vezi oameni cum mănâncă mâncăruri? Îmi plac pentru că îmi plac aromele și mâncărurile noi. Nu te-ai săturat să mănânci mereu ciorbă de nu știu ce? Ba ce da, zic? Dar uite, cred că am primit un rotom din ăsta. Da. Rotomii sunt niște pokemoni care intră în aparate electronice, în telefoane, tâcă. Care se intră în fund. Și ce se întâmplă? Mamă, dacă ți intră un rotom în fund. Iasă, pentru că atmosfera le provoacă mult rău. Uite, mi-a dat Pokédex-ul în telefon. Poți să fie Pokédex-ul tău? Da, sigur, da. Să-ți explic chestii, dar ți le explic așa cum îmi vin mie în minte, te rog. Bine. Cine e Pokémonul acela de jos? Deschid Pokédex-ul, zi-mi. Este Cățeluș. Cățeluș. Iamp. Cățeluș cu părul creț, care... Da, ai ghicit. Terat. Exact, din coteț și apoi ies ouă cu cap de câine. Deja mi-a zis că sunt trainer. Just left Pokémon Rap, right? You've got a Pokédex, yeah? I love talking to new trainers and giving them useful stuff. O să-mi dea ceva, un străin. Cool, dar următorul boss e Jamila. Mamă, ce fel de Pokémon ar avea Jamila? Un Snorlax, zi. Ar avea ceva mare și plin de ciocolată la gură. Ciocolată cu ciocolată, să nu o interpretezi altfel. Da. Ar fi, da, exact genul ei, nu? Ar mirosi a esență de rom, esență de rămâie. Și sigur ar fi ceva între ea și profesorul Oak. Bă, ar fi un mare cozonac dacă ar fi. Uite, el este Hop. El este rivalul și slash prietenul meu. Noi trebuie să ne antrenăm unii pe alții, să fim semi-prieteni, semi-rivali, ca să fim din ce în ce mai buni. Și tu ești Hip. Și împreună formați Hip-Hop. Yeah. Nice. Dăm niște beat-uri, Weed. Hai să spunem toți Pokémonii de la A la Z. Pikachu, deja am greșit. Zi-mă Pikachu. Zi-mi, ai 5 secunde, 5 secunde. Să-mi zici un Pokémon cu A, 5. Archibald. 4, Arbok, 3, Arbok. 2. A 1. Alfi. N-ai știut. Zi tu unul cu A. Arcanine. Zi unul cu A clasic. Arcanine e un câine clasic. Arcanit. Zi unul cu B. Bulbazar. Nu, în afară de Bulbazar. Blastoise. Te-ai scos. Bellsprout, ia uite ce tare sunt. Wow. Zi unul cu C, Charmander. Charizard. Carizard. Charizard. Cacuna, nu. Cacodemon. Cu C. Clefairy. E Clefairy, e foarte bun. Level with me, Jen. Is this your first time in a Pokémon Center? Yes. Da, cu D acum.
Dragon Dick. Bite. Dragon Ball. Nu există Dragon Bite. Dratini. Diglett. Foarte bine, Weed. Dragonite. Am zis Dragon Blight. N-ai zis. N-ai zis. De la ăla mă gândeam, dar nu mai știam exact cum să... Ah, fii atent. Eu am voie doar să am doar 6 Pokémon la mine. Așa merg trainerii cu 6 Pokémon în buzunare, da? Distanțare socială, știi? Exact, da. Mă, uite ce bolz are în loc de mâini Pokémonul ăla de sus, vezi? Și roșie și gata să fie culeși. Așa. Da, ai grijă, nu atingi. Se pare că eu o să trebuiască să îmi transfer Pokémonii care sunt în surplus aici. Dintr-o dată, computerul se pare ăsta, că eu trebuie să mă duc la culcare, hai. Că până la urmă, știi ce cred eu? Pokémonii ăștia sunt mai digital decât par. Se aseamănă mult cu Digimon, știi? Că ei stau în Pokéminge, stau în natură digitală. Când îi transferi aici, în centrul ăsta, stau tot digital. Moarte Digimonilor! Și poți să-i... Moarte Digimonilor! Mie nu-mi plac Digimonii. Nici eu. Cine Digimon strigă? Se zice nici mie, nu nici eu. Ci că mie nu-mi plac Digimonii, nici eu. Nici eu nu-mi plac. Astăzi funcționăm și noi cum putem. Vă rugăm să ne iertați. Ci că te rugăm, era să zic. Și am... Uite, Mystery Gift! Oare ce-am primit? Get the Wild Area News, take a stroll to Pokeball Plus. What? Mamă, cum ar fi să fie jocul ăsta, plus 18, și un Mystery Gift să primești un dick pic? Internet. Mamă, cât de mișto ar fi. Să poți să primești gifts. Bine, știu că ți-e plac dick pic-urile. Că de-aia și zici că mamă, cât de mișto ar fi. Mă gândeam la boob pics. Acum da, că te-ai redresat, sigur. Să sign in. Sănătate. Hai să încercăm să ne sign in. Că poate primim ceva de pe internet. Și nu un dick pic, un boob pic. Să vezi. Nu știu, mă. Parcă, nu ți se pare că în România parcă nu merg lucruri? În sensul, fii atent ce vreau să zic, că nu e the classic discuție. Fii atent, vrei să faci Pokémon în România? Nu merge. Și o să avem doi ciobani care se bat cu Pokémon? De ce nu merge? Poți să faci. Cum adică nu merge? Ciobani? Ai zis vrei să faci Pokémon în România, cum adică să-i faci? Să filmezi, nu știu, un serial. Și cumva Ash ajunge în România. Da. Ce face ceva nu click, știi ce zic? Păi și ce, în Arabia Saudită poți să faci Pokémon? N-ai cum. Parcă mai merge. Hai, fii atent ce mișto, în Pokédex, ei sunt reprezentați prin pixel art, vezi, în dreapta aici? Uite, da, văd. Rookidee, l-am descoperit, știu chestii despre ei, pot să aflu în ce fel de habitat locuiesc. Rookidee! Uite, îmi arată că aici sunt Rookidee, cred. Rookidee's habitat. În soare, în ploaie, peste tot, domne, e peste tot. Unde mergi, dai de Rookidee. Ok, hai că... Lumea asta e plină de Pokémon, nu merită să... Da, știi ce zic? Pokémon, iarna, pe la uși, pe la... Crușcă. După aia normal, nu-mi vedea. I've been thinking, if you're a Pokémon trainer now, you must want to try... Your hand at the gym challenge, right? Să zic, of course. Try your hand. Gymurile sunt, cum ar veni, cum să spun eu, ring unde te bați, unde te antrenezi. Sunt niște ringuri, sunt, gen, dacă de acolo primești, dacă bați un gym leader dintr-un gym, primește insignia aia de la gym respectiv. Ești recognized. Ești, așa. Dacă ai 6 insigne de la gym-uri diferite, poți să intri în Liga Pokémon. Înțelegi tu? Te când intri în Liga Pokémon, primești o groază de bani. Câștigi 6 meciuri, intri în Champions Liga Pokémon. Da, și după aia vine Satana, se termină lumea și s-a terminat cu... Nu? Am văzut că a fost pe... Ai zis de Satana și... Satana YouTuber-ul, da, bineînțeles. Nu, las YouTuber-ul. A fost... A ieșit acum o melodie de la Lil Nas X sau ce. Am văzut aia, am văzut. Ai văzut faza, nu? Da. E un, are un videoclip care e all over the place. E despre toate deodată, cu îngeri, cu Satana, cu... Am văzut, e super messed up și a scos și niște Adidas, ai văzut? N-am văzut Adidas și... Am văzut că tot Twitter-ul discuta despre chestia asta, mamă. Bine, sunt 3 români pe Twitter, dar eu mă uit mereu pe Twitter. Că mi se pare interesant. Îmi cam zice cam ce se întâmplă în lume, știi ce zic? Și am zis că toată lumea a discutat de chestia asta, că s-au sesizat oamenii, că ce facem asta, i-a dat un lap, un pole dance, nu, un lap dance lui Satan, știi? Da, am văzut, da.
E plin pe TikTok și pe TikTok e plin de ăla, dacă te uiți. Bă, pe TikTok n-am văzut unul măcar. Oh, am văzut multe și în legătură cu Adidas și lui, a scos 666 perechi, gen sunt doar atâtea în lume și nu știu ce fel de mesaje are pe ei. Ah, am prins un Rocky D. Chiar nu știu, nu, pe de Adidas nu știam deloc. Bă, mi se pare... Nu. Ah, s-a bătut ca să văd eu cum se bate. Că pur și simplu mi-a luat controlul la joc. N-am făcut nimic. Uite, se screme Pokémon Ninja. Da, am văzut. Mi-a arătat cum a prins eu în Pokémon, ca să fac și eu așa pe viitor. Așa zi, dacă mai ai ceva să zici. Că mi se pare messed up videoclipul. Super messed up. Dar e inutil de messed up. Da, e inutil. Ori zici că chiar așa e, ori zici că a vrut să fie atât de extremist, să vorbească toată lumea despre el. Posibil, da. Pot să respect când cineva face chestii de genul ăsta și îl duce în faza mai artistică, știi? Și stilizează oarecum conceptele de bine și rău și bla bla. Dar ăsta, pur și simplu, a fost all over the place. Era în rai, era pe pământ, după aia s-a dus în iad, a făcut chestii pe acolo, așa, ca la copii. Overall rău, nu e ca și cum. Ah, sunt și bun, sunt și rău. Da. Nu a închis totul într-un cum să zic, episod metaforic, știi? Frumos cizelat. Să-mi dau... Hai că îmi vindec Pokémon-ul cu un potion. Mai ziceai că nu ne merg creierele. Mie merg creierele. Sau cui? În general, când ai făcut Gata, cred că l-am vindecat acum pe scorbut. Păi și unde... A, uite mă, gata. Sunt pe care să-l bat... What the heck? Nici nu m-am uitat la fața asta. Bă, zici că e un Squirtle retardat. Ce cu fața aia? Acum un an de când am scos primul episod cu Pokémon? La începutul pandemiei trecute. Da, am făcut. Wow. Păi zici că pandemia trecută e aceeași pandemie, dar pentru mine literally nu mai are niciun efect. Noi scoatem episodul ăsta acum cu Pokémon și după aia, hai, la anul. Episodul 3. Tocmai ce am zis că o să fac mai multe, ui, lasă-mă. Da, mă, și apropo, știu, face mai multe. Am tras foarte mult. Vrei să închidem aici? Dar ziceam așa ca fază și... A? Trebuie să închidem că am tras foarte mult deja. Am tras deja vreo 25 de minute. Uite, eu atacam cu apă, cu foc un Pokémon de apă. Ce prost sunt, mă. Da, mă, se vede că nu prea ești... Dar o să te cizelezi pe parcurs și hai să sperăm că toate sunt... Merg în direcția în care vrem noi să meargă. Așteaptă, că n-am terminat. Unde pleci? N-am plecat nicăieri, doar îți ziceam ție să te încurajez. Îți place Pokémonul meu care sare chom-chom? Da, îmi place, dar de ce ai chipuri în tălpi? Chiar că... Ai vorbit văzut cu că... Bill Gates? Da, vorbeau ăștia pe chat despre Discord, că să fie cumpărat de Pokémon. Da, mie mei creierele. O să fie cumpărat de Microsoft. Microsoft, da. De Microsoft, da. Ai văzut? Da, nu mă miră, pentru că gândește în felul următor. Instagram, Facebook are Instagram și WhatsApp. Așa. Și Microsoft vrea și el să pună mâna pe ceva și mi se pare normal să pună mâna pe Discord, care e destul de promițător. Ca business pe termen lung, știi ce zic? Asta dacă, da, este super promițător pe termen lung. Are și video sharing, audio sharing, tot ce vrei tu. Literally, yes, l-am prins! L-am prins pe Chutel! Bravo, bă! Ce, poți faci mai multe decât poți faci pe Zoom, pe Discord. Zoom-ul... Nu, stai puțin, dar ei nu aveau Skype. Ce vor cu Discord? Nu știu, au văzut că Skype-ul nu mai folosi de nimeni, what the heck. Nu? Normal că nu mai folosi cum de nimeni. Cum a cumpărat Facebook cu Instagram-ul. Cum l-a cumpărat, că a văzut că merge mai bine și au avut mai mulți bani, așa o să facă și ăștia. Bă, sincer, dar nu cred că e o idee bună pentru Discord și sper să nu vedem bullshit-uri de la Microsoft în Discord. Adică, de-alea că integrează-ți Word în Discord sau activează-ți Windows-ul, zice și în Discord, sau linkuiește-ți Microsoft account-ul la Discord și chestii de-astea, știi? O să fie, sigur o să fie. L-am numit pe ăsta Sergiu. Că îmi aduce aminte de cineva care chiar așa arăta. Care avea sprânceana așa, nu? Exact, și genul ăsta de față. Sergiu. Băutură, băutură și fane, mane. Băutură, băutură. Bine, hai, eu am fost Jean, a fost lui. Nu uitați să dați like, subscribe. Intrați pe Discord, o să fie în comentarii linkul de Discord și în descriere. Linkul cel bun.
Da, da, intrați în comentariu că linkul din descriere nu o să meargă și am văzut că toți spun în coment linkul. Da, da, da. Deci vă așteptam pe Discord să vorbiți cu noi și iată că eu am fost Cheng, ăsta a fost podcastul nostru. Da, da, adaugă puțină inteligență și cam atât.